Bătălie mare pentru un post de polițist în localitățile sucevene. Aproximativ 700 de candidați s-au înscris în primele 3 zile pentru concursul de ocupare a celor 54 de posturi vacante de agent de poliție din județul Suceava. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Anca Badale, a declarat că data limită pentru înscriere este 8 aprilie 2016. Aproximativ 700 de suceveni s-au înscris până în acest moment pe cele 54 de locuri disponibile pentru încadrare din surse externe. Cererile de participare la concurs mai pot fi depuse până pe data de 8 aprilie 2016 inclusiv, urmând ca până pe data de 15 aprilie, candidații să-și depună dosarele complete.